Benzina și motorina se scumpesc de anul viitor, chiar de la 1 ianuarie. Companiile din energie vor fi suprataxate, iar guvernul a renunțat la compensarea de 50 de bani. Colega noastră, Laura Rânșan, este alături în direct cu mai multe detalii. Bună dimineața, Laura, te ascultăm! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Șoferii vor plăti mai mult atât pentru benzină cât și pentru motorină de la data de 1 ianuarie, dată la care se va renunța la compensarea de 50 de bani. Hotărârea a fost luată ieri de către guvern, iar argumentul a fost acela că benzina și motorina s-au tot ieftinit în ultima perioadă, astfel că astăzi un litru de benzină ajunge la în medie 6 lei, iar unul de motorină la 7 lei și 20 de bani. În urma renunțării la compensarea de 50 de bani, un litru de benzină va ajunge la 6 lei și 50 de bani, iar unul de motorină la 7 lei și 70 de bani. Astfel, pentru un plin de 50 de litri, un român va fi nevoit să scoată cu 25 de lei mai mult, atât pentru benzină cât și pentru motorină. În același timp, șoferii spun că această compensare de 50 de bani, 25 din partea statului și 25 din partea companiilor, i-a ajutat în ultimele luni, în care am asistat la scumpiri la alimente, dar și la alte bunuri. Totodată această scumpire a carburanților va fi compensată parțial de scăderea accizelor tot de la anul viitor, astfel că de la 1 ianuarie acciza pentru benzină va scădea cu aproximativ 24 de bani, iar pentru motorină cu aproape 22 de bani. Îmi pare rău după ea, că îmi place să mi se pară că plătesc mai mult decât mi se încasează la casă, dar nu știu, nu m-am gândit. E un bănuț în plus. Deci alimenta acum? Da. Păi statul nu știe decât să ne ia. Dar dați să ne ia. Adică vă afectează în vreun fel? Vă dați seama că, na, cu toată lumea cred că afectează, nu? Și așa, prețurile sunt, salariile sunt cum sunt. E într-adevăr o prostie, dar oricum o să bage motorină și cu 50 de bani și fără 50 de bani în plus. Tot se va baza și tot atâta se va merge. Având în vedere că prețul barilului scade, probabil că e convenit.